După ce au câștigat un nou task în casa Mireasa, Maria și Ștefan au ieșit într-un loc relaxant. Poate așa mai uită și de stările casei. Norocul scris în frunte e norocul meu. Da, asta a fost melodia pe care am vrednat-o aseară, pentru că mă simt foarte norocoasă că am ieșit de două ori într-o săptămână și într-un loc atât de frumos. Bună dimineața, iubita mea. Bună dimineața, iubita mea. Vreau să ciocnim, pentru că am auzit la radio că astăzi ziua bujorului. Și știam că florile tale preferate sunt bujori, sunt, nu? Bujori, deci, da. Pentru ce? Pentru bujori. Pentru bujori. Ieșirile ne ajută în relație foarte mult, pentru că ieșim din casă și petrecem timp împreună, dar mai ales în zonele acestea de țară. Îmi place la nebunie locul ăsta, ca și cel de data trecută. Nu mai așa vreau să ies din casă. L-ai văzut comparație, că data trecută am avut cai, dar acolo avem pe Andrica, cel din spate. Sincer, mi-a ce aminte de casă. Și mie la fel. Da, da, și mie la fel. Când am venit aici, m-am simțit ca la mine acasă. Dar cu asemenea platouri pe masă, nu prea ai cum să reziști tentației. Așa că cei doi treceau și prin filtrul gurmand și apoi la discuții serioase. Nu puteam să deschid ochii de dimineață. Serios, nu puteam să deschid ochii. Zic, vai, cred că am dormit două ore, așa mă simțeam. Până la ce ori te-am lăsat? Nu știu, târziu, două, nu știu. Habar nu am cât e ceasul. Păi, după ce ați plecat, după ce s-au închis ușile, eram la curățenie, n-am mai făcut curățenie, că a zis mama ta că facea pentru mine, să m-a pus să mă pregătesc, că aveam date astăzi. Până mi-am făcut hainele, până m-am pregătit, până m-am băgat în pat. Cred că tot vorbeam de mame. Ce mi-ai spus tu despre mama? Am avut toată conversația cu nimeni. Cum ai explicat-o tu? Și a fost foarte productivă, mai ales pentru mine. Ce am vorbit aseară despre mama? Da, ta? Empatia și cum să te apropii mai mult de mamă. Ai înțeles aseară la ce vreau să mă refer. Am văzut-o pe mama lui Ștefan, pe doamna Iuliana, zilele acestea, afectată, și am simțit nevoia să vorbesc cu el și să îl sfătuiesc cum consider eu mai bine. După ce mi-ai spus, am mers la ea. I-am spus că sunt mândru, ea știa că sunt mândru. De multe ori am crezut că nu trebuie să mai spun cuvintele, pentru că deja știa că sunt mândru de ea, că e cea mai bună, că e cea mai sufletistă. Cea mai bună mamă. Orice mamă are nevoie să audă asta, chiar dacă ea știe în adâncul sufletului că normal ești copilul ei și foarte rar să nu aibă copii o părere bună despre părinți, în cazuri excepționale, dar orice mamă are nevoie să audă asta. Noi obișnuiesc să ne spunem sentimentele cel mai profund la petreceri. Făcute acasă, să ne atinge cu toată familia, fiind numeroasă și familia, toți ne spuneam, momentul nostru de intimitate. Da? Lucrurile cele mai frumoase, da. Mă bucur atunci. Merită mama ta, da. Că e chiar o femeie minunată. Și tu știi asta. Și eu m-am apropiat de ea, nu neapărat că ești tu iubitul meu, sau nu neapărat că, vai, e mama iubitului meu și trebuie să am o relație bună cu ea. Nu, m-am apropiat de sufletul ei. Și rezonez cu ea, pentru că simt că ne înțelegem. Și că ne sfătuim și vorbim ca și cum am fi două prietene, nu relația aia soacră-noră. Între mama și Maria văd asemănări. Am văzut și aseară că sunt foarte bine la bucătărie. Amândouă când gătesc se înțeleg foarte bine și mă bucur că au această chimie, noră și soacră. E un subiect sensibil pentru orice copil, când e vorba despre mama lui. Mama e mama. Eu aici văd exact toată empatia lui mama, ca femeie. Pentru că am văzut de multă empatie ei dată către cel mijlociu, către Antoniu, Toni. Pentru că a avut cel mai mult nevoie de afecțiune, din ce am văzut, a avut și o problemă din trecut, nu vreau să intru în conflict, în discuții. Mă revine că o văd altfel, și ea pe mine și eu pe ea. Da, și vezi cât de tare te ajută experiența asta să te apropii de mamă, pentru că nu mai aveți legătură cu nimeni din exterior. Subiectul mama mă sensibilizează de fiecare dată, mi-a dat lacrimile când am vorbit și mă bucur foarte mult că femeia cu care vreau să fac casă vrea să descopere și să îmbunătățească relația mamă-fiu. Sincer, am cam neglijat-o prea dată cât a tată în casă. M-am focusat prea mult pe noi, pe tot ce s-a întâmplat în jurul nostru și am uitat esența. Că cine a venit cu tine când ai intrat în nevești? Mama, nu? Ce ți-am zis aseară? Da. Cu cine ai venit? Cu mama ta. Că nu-ți garanta nimeni că o să mă întâlnești pe mine sau că noi doi o să fim bine și o să avem relații și tot cu ea plecai. Și pleci. Și mă lași pe mine, îți dai seama. Chiar mă simt norocoasă și am mai spus-o, Dumnezeu ne dă după suflet și consider că meritam un băiat ca Ștefan și o mamă ca doamna Iuliana. Dacă vreți, dacă nu. Nu, dar știi să joci badminton? Nu. Nu știi să joci? Nu știu. Pe bune?
dar știi că-s praf la jocurile astea. Dar am văzut că cu racheta te-ai descurcat foarte bine, cred că cu orice... M-am descurcat, da. Cu siguranță acolo la badminton mă dai pe spate. Da, sau da. Mă dai tu pe mine pe jos, că-s praf. Cred că o să faci și tu la fel un pic de locomoție agresivă, un pic de cardio. Dar vom vedea și vom afla. Haide. Mă ajuți? Da. Mulțumesc. Zis și făcut. Și cum aveau ce să ardă după caloriile pe care le-au acumulat la micul dejun, au trecut la o sesiune de badminton. Hai, kiss you, choose. Deci când văd palete, vine să iau la fugă. Spaghetta? Nu, cum se face? Îl dai așa ușor, da? Dar așa? Da. Recunosc, nu sunt deloc, cum să zic, pricepută pe sport. Nimic, prima e de reglaj. Nu sunt chiar așa îndemânatică, pot spune. Și cum se pune aici sau nu știi? Îl iei și le arunci. Hai că te înveți, trebuie prima dată. Dar încerc să învăț, am dorință. Fii atent. Vrei să ținești noi o servă lungă de câteva secunde. Nu există la mine servă lungă. Dacă îl țin așa? Și așa, doar azi vrână, că îl țineau înapoi. Acum, nu știu, poate se leagă, poate nu se leagă. Poate cu ajutorul lui Ștefan o să avansez și eu în sport și în tot ce face el. Dar în momentul de față, nu. Rii de aici, Maria. L-arunci un pic și l-ai aruncat direct. Am văzut că nu ați vorbit despre faptul că tu te afli în cursă de eliminare și că nu se știe care va fi rezultatul. Nu am vorbit despre cursa de eliminare cu Maria foarte mult. Nu am simțit nevoia. Plus că sunt genul de om care, chiar dacă am pe mine presiune, prefer să nu mă gândesc foarte mult, să fiu cum am fost și până acum natural 100% și să nu clachez sau să mă gândesc că m-am câteva zile în emisiune și alături de ea. Hai că o servă n-am dus cap-coadă. Nu spună pe așa ceva. Îmi asum. Într-adevăr, luni când am aflat că Ștefan intră în cursa de eliminare, m-a afectat, dar am discutat cu el și mi-a dat încredere. Pe locuri, fiți gata. Accelerăm. Atențiune! Accelerăm! Astăzi la picnic nu am vrut să abordăm acest subiect, pentru că deja am discutat și nu-mi place să discutăm de mai multe ori pe un subiect pe care eu îl consider deja închis și cu cât mă gândesc mai mult acolo e posibil să mă afecteze și prefer să nu deschid subiectul pentru că eu cred că el nu o să plece. Na! Așa gata, nu mai vreau. Bravo, e cea mai bună. Sunt cea mai bună? Da. După și aici te iau ca un om de bază, vreau să-mi aduce apa. Păi de ce obosești atât de tare? Da. Cu siguranță o să discutăm prin absurd dacă o să plece, ce o să se întâmple apoi, dar mai aștept puțin. Trebuie să-mi fac curaj să deschid subiectul. Ultima repriză. Nu ne mai jucăm. Ultima servă, ultima servă. Nu ne mai jucăm, nu mai vreau să ne mai jucăm. Ia trește. Trește jos. Prefer să nu iau în calcul posibilitatea aceasta negativă de a părăsi el casa Mireasa și să petrec timp cu el, să ne bucurăm unul de celălalt și să ne simțim bine împreună. Poți dați ultima servă? Hai, do. Următorul date înțeleg că o să fie la o sală de sport sau ceva, la o sală de fitness. Cred că dau un ping-pong, să terminăm cu paletele. Nu, no, deci doar fitness, atât, doamna Simona. Rest, a, uite, a fost o idee bună asta cu ping-pongul. Da. Eu nu sunt. Mulțumesc, Ștefan. Poate ne aducă și nouă o masă aici. A, vă dați seama, poc, nu, vă dați seama, poc, 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 poc. Aoleu, pe toate materialele se va auzi așa, nu, nu, lasă dacă vor date să se ducă la date, la ping-pong, frumos. Da, n-ați vorbit despre cursă? Am vorbit aseară, dar nu, am discutat. Ocazie cu care vă amintesc faptul că Ștefan, Natalia, Adriana și Ionela sunt într-o cursă de eliminare. Votați ce concurent credeți că ar trebui să părăsească emisiunea până mâine la mireasa.1.ro și pe aplicația Antena 1 în dreptul emisiunii Mireasa. Asta este cursa de mâine, că mâine mai avem o cursă, după cum cred că bine ați aflat. O să intre Cristian cu cineva. Nu știu, să vedem cu cine o să voteze casa. Practic, încă o săptămână cu aceste curse. Ești prezent, știu. Da.
Bine, și nu uitați, Antonia și Cristian, că pentru până sâmbătă la petrecere sunt uși închise pentru voi, da? O să vă rog să respectați treaba asta. Ce voiam să vă spun? Că s-a terminat emisiunea de astăzi, că mâine este gală și ne vedem la 14, ca de obicei, și să aveți o după amiază minunată alături de Antena 1. Pe curând!